Bun găsit tuturor! Știți cum se câștigă o medalie olimpică? Foarte simplu! Cu mopul și apoi pe planșă. Sunt lângă mine cu prietenele mele, aș putea spune de mulți ani, poate chiar de viață. Sunt atât de bucuroasă pentru ce au reușit, pentru că sunt niște fete normale. Nu s-au dat la o parte de la a face curat și mopul e aici, mopul norocos. Se vor întoarce acasă cu el. Fetelor, încă o dată, vă mulțumim tuturor și pentru ceea ce ați făcut în seara care a trecut. Ana, ai microfonul, așa că știu că nu trebuie să pun multe întrebări. Mulțumesc, Alina. Să știți că toată viața mi-am dorit să fac așa un live de la Rio. A fost visul meu după medalia olimpică. Ce să mai spun? A fost o zi istorică. O zi istorică pentru sportul românesc și mai ales pentru scrima românească, pentru că este prima medalie de aur. L-a lăsat mopul. Simona și-a luat munca foarte, foarte în serios. Da, așa cum spuneam, a fost o zi istorică pentru scrima românească. Este prima medalie de aur într-o probă pe echipe și mă bucur că am fost actorii principali. Atât noi, echipa noastră, bineînțeles familiile noastre, cât, știi, ieri ni s-a întâmplat ceva foarte ciudat în sală. Știi cum se spune la sporturile pe echipă, că celălalt jucător este galeria. Ei bine, în 20 de ani de scrimă a fost prima dată când am văzut și am auzit o sală cântând și țipând cu tot sufletul, încurajându-ne și parcă nu-mi venea să cred că ți se întâmplă ție. Da, că mi se întâmplă mie și că sunt acolo pentru noi. Au fost excepționali și tocmai de aceea, imediat ce terminăm aici, să știi că noi mai avem treaba astăzi. Pentru noi nu s-a terminat competiția. Merg și eu cu voi. Mergem împreună, suntem o echipă și ți-am zis, pentru mine asta e momentul care m-a șocat la un alt. Loredana avea o problemă că nu mai tăcea galeria și nu mai apucă ea să spună nicio indicație pe planșă. Dar a fost fabulos, a fost momentul nostru, până la urmă, moment pe care l-am așteptat atât de mult. Simona, trebuie să vă spun că ea n-a dormit azi noapte, așa că trebuie să o trezim un pic. Povestește-ne de ziua asta frumoasă în care ți-ai îndeplinit cea mai mare promisiune pe care ai făcut-o, să te întorci cu medalia pentru Teodora. Într-adevăr, nu am dormit aseară, sunt fericită că nu am dormit aseară. În urmă cu 2 ani și jumătate când m-am întors pe planșă, i-am promis Teodorei, chiar dacă ea nu a înțeles atunci, că mami pleacă de acasă pentru puțin timp pentru a-i aduce o medalie. Iar aseară mi s-a îndeplinit acest vis și îi mulțumesc talismanului meu, pentru că ea este talismanul meu norocos, și mami vine acasă cu medalia de aur. Dar spune ce spunea aseară când te-a văzut plângând. Nu mă face să plâng acum, că nu vreau. Nu mai plângem, am plâns destul. Da. De ce plânge mami? Și taică-sui spunea, de fericire. De ce? Și a început și ea să plângă, că mami plânge la televizor. Îi dăm și Simonei acolo cealaltă Simona, nu? Așa, în extremă, dar super zi, nu? O zi de ținut minte toată viața. Da, oricum îl ții minte, noi devin fiecare zi campion olimpic, mai ales la spadă feminină pe echipe. De ce? Nu. Păi tu mai ai timp, poți să mai mergi și la Tokyo. Nu sunt echipe la Tokyo. Iar peste 8 ani nu știu ce să mai zic. Dar da, vom ține minte toată ziua de dimineață până s-a terminat. Simona n-a dormit noaptea trecută, eu cu noapte înainte de concurs. Deloc? Să zic, maxim poate o oră. Oh. Eram foarte stresată de meciul cu America. Da, s-a rezolvat. Și mai bine ai fost la meciul cu Rusia. Până la urmă a fost veriga aceea care ne-a ținut tot timpul acolo. Da, după America cumva m-am relaxat, adică eu personal m-am relaxat, totuși avem șanse de medalie, acum să vedem ce fel de medalie. Iar rusoaicele cumva întotdeauna sau în continuare m-au crezut veriga slabă a echipei, chiar dacă s-a mai întâmplat asta. Și m-am bucurat foarte mult, că dacă trebuia să fie invers să atac eu mai mult, mi era mai greu. Ți era mai greu? Da, da. Mă întorc și spre Loredana. E un vis împlinit, e o împăcare, e o eliberare. Ce simți când ai medalia asta la gât? În primul rând simt că este foarte grea, și dar nu mă plâng. Am să o car mult timp și pot spune că azi noapte am dormit cu ea supernă. Este prima medalie olimpică și
mi-am dorit foarte mult, chiar le spuneam fetelor că eu am făcut extrem de multe exerciții. Probabil au contat într-un procent foarte mic pentru că îmi închipuiam și ce lipsea din filmulețul meu erau lauri, coronița de pe cap. Dar a fost foarte frumos și așa și pot spune că într-adevăr la meciul cu SUA poate am avut așa niște, la un moment dat, niște flash-uri legate de Londra, dar le-am alungat rapid și am avut mare încredere în Ana. Pot spune că nu puteam să scriu scorul pe hârtiuța noastră pentru că îmi tremurau genunchii în așa hal încât mâzgăleam. Simona era în genunchi, Simona se întorsese complet. Dar iată că ne-am învins, probabil și faptul că ne-am păstrat tăria de caracter și încrederea. Și am aluncat aceste gânduri care, fără să vrei, îți mai vin. Îți vin. Deci ceea ce mi se pare mie foarte interesant la echipa asta, pentru că vă cunosc foarte bine, sunteți patru fete diferite, patru caractere diferite și ați găsit unisonul ăla ieri, ăla de care e nevoie pentru a fi pe podium. Chiar dacă piciorul Anei se odihnește acum, aici, în această găleată. Mopul pentru noi este multifuncțional, așa și găleata. Da, să știi, noi mai găsisem treaba asta, o găsisem da. De-a lungul timpului, campionatul european, campionatul mondial, dar știi, chiar dacă le ai pe toate, dacă n-ai o medalie olimpică, se șterge tot da. Așa cu buretele și chiar tu, nu că-ți spun alții. Ei bine, ieri s-a întâmplat și știi că de mult am declarat că eu nu sunt, numai. Noi nu suntem prietene, ei bine, uite, o să fac așa o declarație, exclusiv, ce vreți voi, cum vreți voi, eu chiar le iubesc pe fetele astea, în felul meu. Mi-am cerut scuze, asta nu știe nimeni decât noi în echipă. Mi-am cerut scuze în seara, la ședința de dinaintea concursului pe echipe, pentru eventualele derapaje verbale pe care le-aș fi putut avea. Pentru că atunci eram... da, e momentul meu de spovedanie. Pentru că ne doream atât de mult și meritam. Și până la urmă... Știi, nenea asta pe care noi l-am albit cu tot cu mustață da. și care a ajuns să ne albească și dânsul pe noi, cred că merita și George Epurescu la fel și toată echipa, adică tot ce a chiar fost în spate. Trebuia să fie momentul nostru ăsta și mă bucur că am reușit să o ducem până la capăt. Apropo de domnul Podeanu, a pățit ceva? Că știu că e un ritual. Nu, ori face baie, ori se îl radeți, ori nu știu. L-am iertat de nu data pot asta. Să cred. L-am iertat, da. Poate ne face o surpriză și totul să încerce să se tatueze. Tatuaj, domn Podeanu? Ce te imagina? O medalie? Nu mi l-aș imagina. Nu vreau să vă spun cum mi l-aș imagina. Nu cred că... Cred că, nu știu, n-am mai pus pariuri din acestea, decât îi spuneam în timpul finalei, la ultimul asalt al Anei, vă rog frumos, nu mai țipați, gata, mai avem 20 de secunde. Bine, țipă tu, dacă nu mă lași pe mine, țipă tu. Ok, stați liniștit. Ana, cum e să fii la ultimul asalt acolo, să știi că închis și că e în joc aurul olimpic? Mi-ai gândit o asemenea echipă lângă tine și îți lasă un avantaj de 5 tușe. Pe bune, cred că a fost singurul asalt în care m-am bucurat. De ce faci? De câte ori intram pe planșă, știi că mergi la jocuri, să te bucuri de scrimă, te bucuri pe naiba, scuzați-mi expresia, pentru că tremuri din toate încheieturile tale, nu mai știi, ești dezorientat. Pentru moment parcă ai uitat de ce ești acolo și ce trebuie să faci, dar ți-am zis, momentul în care am văzut, oricum aveam o revanșă de luat în fața lui Xu și am putut să mă bucur într-adevăr și să fac și spectacol, pentru că până la urmă noi asta facem. Sportul trebuie să fie un spectacol, mai presut de toate și ieri chiar ne-a ieșit. La asta să vă spun, mai e ceva. Până la finală, Simona a dormit în sală și nu doar ea. Să dormi o oră așa înainte de finală a fost o eliberare, o liniștire. De ce ai ales asta? Da, totuși mai erau 4 ore până începea finala. Am reușit eu 2 ore să fac una alta, dar la un moment dat am spus că trebuie să mă liniștesc eu cu gândurile mele și, într-adevăr, m-am întins pe sacul de arme pe jos și a o oră de somn acolo am furat-o. Am venit-o cu prosoape. Da, au avut grijă de mine fetele. M-am trezit, eram învelită. Bine. Ți-a fost cam frică aici în Brazilia, nu? Și în continuare mi-este. N-am scăpat de teamă. Da, mi-este teamă. Nu prea îmi face plăcere să ies din campus. Ai treabă? N-ai treabă, nici cu Zica, nici cu... Nu. Dar are cele mai multe ore de somn acumulate la competiții, să știi. Stai că uite, aproape doarme acum. Păi ieri nu mi-am putut face nici targetul de somn în sală.
M-a ținut în viață primele două meciuri, că Simona, gândește-te, vei dormi între semifinale și finală. Dar n-am reușit. Era... Care e lucru care ți-l amintești din ziua de ieri? Când am început cu America și avea Hurley 3-0 și m-am întors și am văzut-o pe Ana că începea să se înroșească și zic, bun, e momentul să mă trezesc, să merg și să trag. Asta mi-amintesc. Și când am câștigat. Ați câștigat. Da. Tu ce ți-amintești, Lorena? Cred că mi-amintesc podiumul și abia așteptam să se termine ceremonia pentru a ne întoarce spre galeria noastră, care a fost senzațională ieri. Simona. Meciul cu America. Meciul cu America, care mulțumim că am dat noi ultima tușă. Ana? Eu mi-aduc aminte că la un moment dat am avut un șoc toate când am ieșit afară înainte de finale, se întunecase. Și singura noastră problemă era, băi nene, noi ne-am trezit înainte de răsăritul soarelui. Și e noapte. Și e noapte și noi suntem tot aici și am tras două meciuri, practic, pentru că dacă e să te gândești, am avut fiecare câte trei asalturi, da, de 5 tușe. Un nimic, nu poți să zici, exact, că e, nu știu, jumătate de antrenament, dar cât contează fiecare tușă, nu fiecare asalt, fiecare tușă din acel asalt. Te consumă până la epuizare. Ați văzut, doamnelor și domnilor, ce fete deosebite sunt. Sunt oameni normali, oameni care n-au încetat să facă curățenie în cameră. Nu li s-a schimbat așternutul, nu de două săptămâni, dar nu le-a împiedicat asta cu nimic să arate că sunt niște caractere deosebite, dincolo de faptul că sunt campioane olimpice. Nu pot să nu spun asta pentru că sunt prietenele mele. Așa că noi vă mulțumim foarte mult pentru tot. Mai avem o misiune, să semnăm pe o șapcă pe care o vor primi cei care s-au uitat la televizor. Simona, dacă tu mă ajuți, o să semnăm și cei care s-au uitat la finalele lor și vor avea cele mai frumoase comentarii acolo, la comenturi pe Facebook. Vor primi această șapcă cu semnăturile fetelor, semnăturile unor campioane olimpice, primele din scrima românească. Încă o dată felicitări, să mergem să încurajăm și pe ceilalți, poate să mă lipsesc și alții, de la bucuria și succesul vostru. Baftă în continuare! Spui că le iubim, să le spui că le așteptăm acasă și să le spui și celorlalți sportivi că îi așteptăm și pe ei cu mai multe medalii.